Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bună dimineața, Iași, și bună dimineața, Moldova. Spunem asta pentru telespectatorii noștri de la Iași și de la Galați, pe telespectatorii Prima TV, telespectatorii Telemoldova. Să răspună, bine ați venit, doamna deputat Cristina Nichita, deputat PSD, și om al cetății și prieten al studioului nostru. Recunosc, în restul suntem mai atenți, că lumea ne ia repede cu ce culori, cum. Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră în această zi atât de primăveratică. Am zis, vin la dumneavoastră cu soarele în priviri și cu primăvara în suflet. Da, și adică o sărbătoare. Mă rog, ne-am devenit noi mai americani în ultima vreme, dar astăzi toată lumea mai stă în familie, mai poate adolescenții din anume, se duc la club, la petreceri. Poate din anume puncte de vedere prea americani, dar vedeți, societatea are nevoie de aceste zile, de aceste evenimente și am tot preluat americanisme și nu numai. Ei, dar mai avem și dragobetele care vine acuși. Pe care nu punem la fel de mult accent. Parcă nu. Nici nu știu dacă am dat atenție dragobetelui înainte de a deveni ziua îndrăgostiților. Acum că avem grad de comparație, probabil că doar în folclor sau știu eu, în mediul rural, dar nici acolo nu mi-amintesc să fi fost atât de importantă această zi pe cât e acum, de când a apărut ziua îndrăgostiților. Varianta Valentine's Day. Am urmărit lumea politică în ultima perioadă, am văzut frământările, cine face aeroport, cine nu face aeroport, cine face autostradă, cine nu face autostradă. Și sunt câteva puncte de plecare, ca să spunem așa, în ceea ce ar vrea să vorbim cu dumneavoastră. Și probabil că ați urmărit și ați citit și declarațiile mele politice legate de toate aceste subiecte intensiv mediatizate și intensiv politizate, cred eu. Parcă prea mult. De ce trebuie să fac eu? Uităm, trebuie să fac toți. Uităm ce e cel mai important. Uităm de faptul că în acest an noi nu avem campanii electorale. Ne uităm că odată terminate campaniile electorale trebuie să ne amintim că cetățenii ne-au investit cu credit, ne-au creditat să mergem să le reprezentăm proiectele și să-i reprezentăm în Parlament, în Guvern. Am uitat de asemenea și mai bine zis adversarii noștri politici au uitat că în luna noiembrie s-a votat președintele. Au uitat că cu o săptămână înainte de vot și de aflarea rezultatului desemnatului la președinție, votatului la președinție, spuneau cu toții că puterea nu trebuie concentrată către o singură formațiune politică sau către o singură alianță politică. Că e foarte bine ca ei să ia președinția pentru că majoritatea parlamentară și, deci, guvernul sunt ale alianțelor de stânga, centru-stânga. Am uitat toate aceste aspecte și ne trezim cu declarații politice care mai de care mai sofisticate, care mai de care mai înveninate la adresa PSD-ului și la adresa guvernului și la adresa majorității parlamentare. Vedeți dumneavoastră, dacă astăzi nu e declarația că nu se mai face autostrada și mâine facem autostrada, dacă mâine facem autostrada, nu o facem îndeajuns de repede, parcă și cum ar ține de o mână de parlamentari sau ca și cum nu atârnăm financiar și de cum vom obține aceste alocări bugetare pentru finanțarea acestui mare proiect pentru care cred că toți politicienii din ultimii 10 ani sau toți oamenii politici au tot făcut lobby. În același timp, dacă avem spitalul regional, nu este bun amplasamentul. Dacă avem promisiunea că în acest an există studiu de fezabilitate, există negocieri duse până la într-atât încât dacă vom finaliza în timp pe locația, pe amplasamentul stabilit, dacă vom finaliza studiile geo și ce și cum mai e de făcut pentru toate aprobările și avizele, probabil că în acest an, anul cel mai târziu, se va începe spitalul regional. Dacă l-avem, nu-i bun amplasamentul.
Când e la Lucan, când e la Miroslava? Dacă avem amplasamentul, nu sunt bune blocurile de prin oraș, că stau gata să se dărâme sau că nu sunt reabilitate sau că nu au reabilitare termică sau că nu arată bine. Dacă vrem să avem un consens, pentru că fără acest consens politic, Iași Capitală Culturală Europeană, acest proiect nu are nici o șansă. Ce vor cei care ne evaluează șansele ca noi să devenim Capitală Culturală Europeană, vor consens politic în sensul înțelegerii tuturor formațiunilor politice majoritare, pentru că dacă astăzi e PSD, mâine vine PNL, poi mâine știu eu ce alte alianțe, ei vor să fie siguri că în momentul în care Iașu ar fi orașul desemnat, există înțelegere politică, managerii proiectului nu vor fi schimbați, proiectul, viziunea asupra proiectului cultural nu va fi schimbat. Atunci, fără această garanție și fără acest consens, nu prea avem șanse, e prima condiție. Ori în momentul în care primarul Gheorghe Nichita a îndemnat la consens politic pe acest proiect, s-a spus, da, sigur că da, noi vrem și venim și vrem consens politic dar pe acest proiect, dar scoateți bordurile, piatra cubică și plantați teii. Deci mie mi se pare că ne jucăm cu ceea ce înseamnă interesele cetățeanului. Nu suntem în an electoral. Este clar că este un an în care trebuie să așezăm lucrurile, dar trebuie să vedem înainte de toate de grija față de Iași, grija față de proiectele ieșenilor și grija față de nevoile românilor, pentru că noi nu vorbim niciodată de nevoi. Eu cred că proiectele ieșenilor, așa cum sunt ele propuse de către administrație, fie ea județeană, fie municipală, dacă sunt prezentate și supuse dezbaterii, dialogului, eu cred că ar trece mai ușor aspirităților astea de care vorbeați. Adică să se spună clar, vrem parcare subterană. Și o să spună nu știu câți, nu vrem parcare. Iată care a anunțat primarul, a zis, nu vreți. Facem, nu știu ce parc acolo sau, mă rog, altă formă de punere în pagină a zonei. Toate proiectele mari în întreaga lume, nu numai la noi, noi avem la Iași cel mai aproape de noi. Exemplu e Palasul. A fost un proiect controversat. Vorbind cu colegi de-ai mei din multe țări europene și cu cei din țările nordice, spun ei că toate proiectele de schimbare, toate proiectele mari de schimbare a infrastructurii s-au făcut greu. Toate proiectele importante care aduc îmbunătățirea calității vieții mai multor oameni, fie ea într-o comunitate ca comunitatea ieșeană, fie la nivel național, se fac greu. E nevoie de foarte mult pionerat, de încredere, de dezbatere, de chemare a tuturor cetățenilor să vină, să vadă, să evalueze cum și-ar dori ei. Și-ar dori locuri de parcare. Își doresc pe următorii 2 ani de zile un șantier acolo? Nu își doresc locuri de parcare, avem suficiente? Poate că ne obișnuim să mergem mai mult pe bicicletă sau să mergem mai mult pe jos, pentru că și asta este. Noi suntem într-o arie de confort, noi vrem să ne fie confortabil dacă s-ar putea ca să mergem cu mașina până în fața magazinului, până în fața librăriei, până în fața brutăriei. La nivelul ăsta de confort suntem noi toți cu mic și mare, dar nu ne raportăm și la ceilalți care poate că și-ar dori acea parcare. Nu am fost chiar de acord cu tragerea la un pas nu în urmă, un pas lateral. Într-adevăr, această candidatură a noastră la Iași Capitală Culturală Europeană, nu știu dacă în acest an era de bun augur un șantier acolo, nu cred că a cedat presiunii cetățenilor, pentru că eu n-am văzut pe nimeni în stradă, n-am văzut mii de ieșeni, 10.000 de ieșeni ieșind în stradă protestând împotriva parcării subterane de sub parcul Teatrului Național. Cred că sunt doar un grup de oameni, mulți dintre ei, eu am mai făcut referire în declarațiile mele la acest grup de oameni, mulți dintre ei cumva susțin dreapta și probabil că mulți dintre ei sunt pe statele de plată ale dreptei și atunci ei ies și vorbesc despre asta. Mai sunt și cei care chiar au simț civic și aș spune eu vor să protejeze natura și sunt interesați să sunt interesați să avem cât mai multe spații verzi și sunt interesați să ținem la tot ce înseamnă parte de copac, simbol al Iașului și ne referim aici la tei și pe ei înțeleg, pentru că știți că fac parte din susținătorii organizațiilor neguvernamentale, atât pe protecția mediului, cât și pe protecție socială, incluziune socială, și cred că acești oameni sunt valoroși și că ei reprezintă vocea
unei părți a comunității ieșene și nu numai, unei părți a comunității naționale, pentru că, vedeți dumneavoastră, Iași e un simbol al acestei națiuni. E firesc să avem și opinii diferite. Nici nu putem fi uniformă. Așa. E firesc să avem opinii diferite, e firesc să avem de fiecare dată concurență, e firesc să avem combatanți, e firesc să avem oameni care își susțin punctele de vedere. Acolo, în aceste organizații, sunt oameni tineri, oameni care văd altfel, au o altă viziune. V-am spus și știți, de fiecare dată am tot lucrat cu oameni tineri. Eu cred în tineri și eu cred că împreună cu ei noi trebuie să construim proiectele comunității și trebuie să ținem cont de părerea lor. Ceea ce a făcut și domnul primar Nichita. Da, faptul că a pus în pagină altfel amenajarea din fața teatrului dovedește că nu neapărat că a dat un pas înapoi, ci că mai degrabă lateral. A ținut cont de opinie, de atitudinea diversilor oameni din oraș, încât a spus hai să facem și altfel dacă așa își dorește orașul. La momentul. Nu cred că e o cedare, ci mai degrabă un respect pentru comunitate. Îndrăznesc să cred. Suntem la momentul în care liderii politici trebuie să deschidă ochii. Trebuie să deschidă ochii, trebuie să deschidă mintea și trebuie să deschidă sufletul. Să știți că nu se mai poate face politica așa cum s-a făcut înainte vreme. Trebuie să fim deschiși. Nici interesul, că s-a văzut că interesul. Trebuie să fim deschiși iarăși. Ca să deschidem ușile partidelor pentru oamenii care trebuie să vină alături de noi. Noi nu putem o mână de politicieni, fie ei din formațiunea politică liberală sau formațiunea politică PSD cu aliații, PC-UNPR, noi trebuie să deschidem partidele pentru oamenii tineri, pentru oamenii care vor o altfel de Românie, vor o România lor. Noi nu mai putem un grup de oameni să decidem soarta oamenilor tineri care au o altă viziune asupra vieții. Vedeți dumneavoastră, tinerii zilelor noastre sunt acasă oriunde le este bine. O riscăm să avem o comunitate îmbătrânită pentru că tinerii migrează peste tot în lume unde le este bine. Ca să-i ținem acasă, trebuie să-i aducem alături de noi și să construim, să creăm acele politici publice, să construim România alături de ei, pentru că pentru ei, care sunt copiii noștri și pentru nepoții noștri și pentru copiii lor, construim România. E punctul meu de vedere văzând ce s-a întâmplat în ultimele luni. Sigur, s-a văzut din noiembrie încoa. Nu s-a văzut și votul pentru clasa politică, de la României. Oricare, clasa politică se împuținează pe zi ce trece. Indiferent de formațiune politică, toți sunt în bătaia puștii. Mai sunt unii care stau acasă acum de frică să nu fie țintă. Poate unii se vor mai liniști care au gânduri necurate. Care au gânduri curate? Știți, mă rog, ce se întâmplă? Vreau să împărtășesc așa ce am trăit în ultima săptămână. Păi ați votat, sunt nenumărate gândurile de om și nu pot să pui omul deoparte, experiența mea de toate trăirile deoparte și politicianul deoparte, nu le pot separa. Și am avut așa gânduri legate de ce se întâmplă în România zilelor noastre. Cum oameni care până mai ieri se închinau, erau în stare să pupe urmele pe unde călca Elena Udrea și Băsescu. Oameni care i-au susținut, să nu uităm că Elena Udrea în noiembrie a candidat la președinție și să nu uităm că 5% dintre cei care au mers la vot au votat Elena Udrea. Să nu uităm, să fi văzut cu câtă sfidare colegii din formațiunea politică în care a activat. Înțeleg PSD-ul, dar nu în care a activat timp de 10 ani, votau la vedere. Nu poți. Nu poți să fie atât de ipocrit. Unde ați fost până acum? Ați stat acolo în toate fotografiile. Nu există fotografie lângă care să nu fie domnul Blaga și and co. Așa cum era guvernul atunci. Absolut toți. Și acum vii și te faci că poate să-i dezici, poate ei sunt curați și ceilalți da, necurați. Nici usturoi n-ai mâncat, nici gura nu-ți pute. Dar pe toți deci politicieni nu poate să iau de neau deodată. Să...
Să știți că asta spune foarte mult și aș vrea să întreb așa, și gândul meu merge mai departe de atât. Credeți că s-a putut fără complicitatea noastră a tuturor? Spun complicitatea, poate toleranță, da. Da, sau, dar complicitatea a existat la un anume nivel, domnule Frăsile. Da, poate pe guvernare diferită. De ce până acum nu a apărut nimic? De ce de fiecare dată ei, cei care sunt cercetați, sunt cercetați la început pe niște fleacuri, sunt condamnați tot pe niște fleacuri, pentru că 2 ani, 3 ani, 6 ani, când vorbim de milioane de euro, într-o perioadă în care ei investeau, furau, tranzacționau aceste milioane de euro, într-o perioadă în care îndatorau România, într-o perioadă în care pensiile erau tăiate, salariile erau tăiate, indemnizațiile pentru mame erau tăiate, indemnizații, o perioadă de austeritate în care ei au furat și tranzacționat acele milioane de euro, în care ei, și nu credeți că care cumva s-au oprit, probabil că la un anume nivel, la un anume nivel, se întâmplă încă și acum când noi vorbim aceste aspecte. Dar eu mă gândesc așa, oare ei nu se gândesc, ei cei care au acest curaj, ei nu se gândesc că mâine pot fi ei următorii? Eu sunt speriat că nu s-a ținut cont neapărat de partid, au mai fost și de acolo, parcă s-au adunat cumva cei cu interes. Aici la dumneavoastră în emisiune am vorbit de nenumărate ori de încrederea pe care eu am că justiția își face treaba, apărând pe agenda de lucru fel de fel de subiecte și fel de fel de infracțiuni. Acum înclin să mă îndoiesc, pentru că dacă aceste probleme erau niște probleme, te apuci să te duci să faci cercetări după 4 ani la Gala Bute sau după 6 ani la Gala Bute, de ce nu s-au făcut atunci? De ce tot acest... Dar n-a fost un control preventiv? Cum e când fac contractele? De ce tot acest circ? Unde e și unde au fost serviciile care ar trebui să fie câinii de pază ai democrației, ai stabilității în România? Poate n-au putut atunci, că era ceva deasupra care spunea aici nu. De ce am tolerat și am așteptat ca să se ajungă la aceste sume fabuloase tranzacționate? Asta nu înțeleg eu, dar iarăși este o întrebare a omului, pentru că pare că orice e posibil și în mediul oamenilor de afaceri. Vedeți dumneavoastră, acum e acest scandal cu Banca Elvețiană. Da, aici e o problemă grea. Corupția, evaziunea... Dar cum a putut să aibă unii atâția bani acolo? Eludarea fiscalității e peste tot în lume. Poate că asta ar trebui să ne dea de gândit. Dar ce să vorbim noi asta acum, sâmbătă dimineață? Da, uitați, am pus de cafea, am pregătit-o eu. O zi de primăvară atât de frumoasă, vorbim despre aceste aspecte și despre milioane de euro. Când mă gândesc acasă, nimeni nu dă importanță celei mai fierbinți probleme pe care România o are la ora actuală. Este așa ca cartoful fierbinte. Avem peste 40% risc de sărăcie. Săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, au fost dezbateri pe strategia națională de incluziune socială și combaterea sărăciei. Doamna ministru Rovana Plumb chiar a fost în ONU, a fost în Statele Unite să prezinte această strategie națională de incluziune socială și combaterea sărăciei, pentru că noi trebuie să accesăm toate programele și trebuie să avem o strategie bună ca să putem accesa fondurile europene și să reducem din această sărăcie. Preocuparea politicienilor ar trebui să fie de crearea locurilor de muncă și de grijă față de cetățean. Pentru că, spunem așa, chiar un coleg de-al meu aseară la o emisiune a spus legat de faptul că, da, ce grijă să avem? Să avem de copii, de bătrâni și de nu știu ce, și de ceilalți la muncă. Și eu sunt de acord cu asta. Nu am încurajat niciodată nemunca, venind din lumea oamenilor de afaceri. Întotdeauna am fost pentru muncă și pentru a fi un exemplu ca să-i pot îndemna și inspira pe ceilalți ca să muncească, să-și dorească și ei, sigur, să aibă niște condiții. Ideea este material. Că nu poți să vii să spui președintele Iohannis va fi președintele tuturor românilor, dar pe noi ne interesează doar ăștia și ăștia nu ne interesează. Noi trebuie să avem o viziune pentru aceste probleme ale României, pentru crearea de locuri de muncă, că degeaba îi trimiți la muncă dacă ei nu au locuri de muncă. Degeaba le spui celor de la țară că ar trebui să facă așa dacă nu ai o viziune pentru ei și pentru cum am putea dezvolta durabil România în mediul rural, pentru că acolo apare cea mai mare problemă. Că după 25 de ani, noi în continuare nu am creat condițiile. Am obosit să aud că primarii de mediu rural vor în continuare să cârpească școala, să cârpească drumul, să proptească gardul, să acopere școala. Dar nimeni nu are o viziune de să construiască,
să construiască în comunitate. Să... Poate frica de fonduri și de volumul investițiilor pe care, mă rog, nu e nimeni sigur că le are și atunci cârpește. Am învățat de când sunt la București, de când sunt în Parlament, am învățat cum e cu fondurile structurale. Nu am beneficiat ca... Pentru axa asta până acum, dar poate 2014-2020. Nu am beneficiat pe perioada 2007-2013, foarte puțin bani au fost luați. Ori noi plătim, noi, din toate taxele, impozitele, noi cotizăm la acei bani care ar trebui să se întoarcă în comunitate, în investiții și în locuri de muncă. A crescut absorția. Am ajuns la 50%, măcar. A crescut absorția fondurilor europene. Suntem aproape de 50, dar e mult până la ceea ce noi ne-am propus, pentru că ne-am propus, spunea domnul ministru al fondurilor europene, domnul Eugen Teodorovici, să ajungem la 80%. Este foarte mult, pentru că descoper foarte mai multe. Avem un an, sau cât mai e... Avem, pentru că noi ne referim. E plus 2, nu? E plus 2 și avem până la finele lui 2015. Foarte greu s-au deschis axele pe care noi am mai avut bani. În același timp, acum procedurile sunt foarte multe vicii de procedură, de punere în aplicare a acestor. Asta am gândit că prima problemă strategică ar fi desimplificat alocarea acestor fonduri și cheltuirea acestor fonduri, pentru că e tare îngreunat și văd pe cel care face aceste proiecte că mai bine nu. Și asta se întâmplă și la nivel local. Mai bine nu decât să am greutăți. Mai bine nu pentru că e cu rapiditate. Mai bine nu pentru că nu-mi permite transparență, pentru că nu am timp de achiziții, de licitații. Mai bine nu și atunci ce facem? Ajungem exact iarăși la zicala veche a românului, că nici cu vaca nu mă duc și nici lapte nu mănânc. Adică mai bine nu facem proiecte europene, mai bine nu ne dezvoltăm comunitățile, mai bine nu ne facem curaj să facem fabrici, întreprinderi mici și mijlocii, să încurajăm tine să le susținem proiectele, pentru că unu, nu avem cu ce și nu avem partea aia de coparticipare, doi, implementarea este foarte anevoioasă. Ce te faci că de fiecare dată când ai semnat te gândești dacă nu sunt eu următorul care trebuie să dau cu subsemnatul. Și atunci, vedeți dumneavoastră, asta taie avântul, taie curajul oamenilor care au viziune și care ar putea construi și contribui. Despre construcție și despre primăvara care bate la ușă, pentru că a venit primăvara, te că așa că chiar e cald afară, dar dincolo de asta, cred că va fi o leacă de efervescență politică, spun asta, pentru că se presupune și o reașezare a alianțelor în Parlament, cel puțin așa știm noi de la țară de aici, se presupune și poate și o nouă guvernare de dreapta, pentru că s-ar părea că inclusiv domnul președinte Iohannis a zis e firesc să fie până la urmă în Parlament un guvern de liberal, pentru că... Dar de ce? Domnul președinte Iohannis, să nu uite că acum 2 luni de zile spunea că nu punem toate ouăle într-un coș, așa cum știm de acasă cu toții. Nu, dar n-a insistat. Dacă era președinte domnul Băsescu, cred că până acum se schimbau guverne de 2 ori. Da, domnul Iohannis e mai așezat, cred că lasă lumea să se așeze. Nu văd de ce ar cădea guvernul Ponta. Pentru că chiar dacă sunt multe, foarte multe cele ce nu s-au întâmplat încă, noi trebuie să vedem că guvernarea Ponta este o guvernare bună. Nu mai departe, negocierile din ultima săptămână. Să știți că am fost la Comisia de Buget Finanțe și am participat pentru scurt timp, nu fac parte din această comisie, sunt la Comisia de Industrie și Servicii, la negocierile cu Comisia Europeană și cu Fondul Monetar Internațional pe această majorare a gazelor, majorare a prețului la gaze, liberalizarea prețurilor la gaze. Și vreau să vă spun că guvernul Ponta, am fost bucuroasă că au ținut cu dinții, chiar cu riscul ca acest acord cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană să fie acum cumva blocat. E în așteptare, e în stand-by. Pentru că ei ne cer impunerea liberalizării prețurilor la gaze și deci creșterea prețului la consumatorul casnic începând cu data de 1 aprilie, ori guvernul Ponta nu a fost de acord cu această măsură. Să știți că mi se pare firesc să te lupți pentru grija cetățeanului și pentru a nu-l mai împovăra încă o dată cu alte majorări. Nu trebuie să trecem cu vederea tot ce guvernul Ponta a tot fie el 1, 2, 3, 4, a tot reparat. Majorările salariale, chiar
chiar dacă din punct de vedere al întreprinzătorului particular, v-aș spune că e o îngreunare tot la întreprinzătorul particular. Dar în același timp, aceste majorări salariale se cer, se impun, pentru că omul nu mai poate trăi cu 800 de lei. Nici acum, faptul că în 2016 vom ajunge la salariul minim pe economie de 1200 de lei, nu putem spune că 1200 de lei sunt îndestulători pentru românul de acasă. Sunt o sumă, dar nu ajung. Adică oamenii aia trăiesc la o limită, la limita plății facturilor și nu putem să nu avem grijă. Dacă asta mai are și rate la banca elvețiană, asta, mă rog, nu e populism. Nu e populism, asta este o nevoie a oamenilor de acasă. Și asta trebuie să fie grija noastră a socialdemocraților, pentru că ceilalți vor spune, nu ne interesează. Ne-au demonstrat o dată de două ori că au mers pe tăieri. După care, toate aceste reparații, creșterea punctului, creșterea pensiilor, sunt creșteri ușoare, creșterea indemnizației persoanelor cu dizabilități, sunt creșteri ușoare, dar dacă n-ar fi fost... Dar anul trecut a fost un an bun economic, am văzut știri dimineață, cred că la ProTV, care nu e chiar avem atât de aliniată. Avem o statistică, probabil. Avem știri bune pentru că... Așa cum citeam încă de dimineață pe un site online, pe Curs de Guvernare, unde chiar îndemn pe toți cei de acasă, dacă vor informații cât mai la zi, în tot ce înseamnă parte financiară și economică, atât națională cât și internațională, acolo vor găsi informațiile cele mai corecte. Și citeam despre această creștere. Da, avem o creștere a valorii exporturilor, cred că destul de mare. Care a contat în ceea ce înseamnă PIB-ul general, da. Care e adevărat că a contat în PIB-ul general, dar spuneau ei că dacă ar fi să dăm deoparte exporturile Dacia și exporturile Ford, nu ar mai fi la fel de vizibilă. Deci acolo, și poate agricultura. Nu ar mai fi la fel de vizibilă. Mai sunt și celelalte taxe și impozite, așa cum au fost contestate taxa de stâlp și toate cele. Faptul că marile companii le-au putut plăti înseamnă că au de unde, pentru că probabil profiturile lor sunt cum sunt. Sunt măsuri vizibile. România are creștere economică. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă de ploaie. Mai mare creștere economică decât e, deocamdată nu se poate, pentru că toate celelalte țări din Europa, țări din Europa sunt minus. Stăm bine statistic. Avem 2,5. Un mare ritm de creștere economică față de ceilalți din Europa. Toată lumea în Europa și pe plan mondial se vorbește de criză. Trebuie să fim destul de realiști cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Noi suntem pe granița cu Ucraina, aproape că miroase praf de pușcă. Miroase a praf de pușcă la granițele aici noastre și noi apărăm cu declarații populiste că dacă de mâine, că de la aici am plecat cu discuția, dacă de mâine vine un guvern de dreapta, se întâmplă ce? Guvernul de dreapta ar fi cine? Același PDL și același PNL. PNL acum. Același PDL și același PNL. Apoi ei n-au intrat în politică ieri și vin cu o viziune pentru România care va reuși să creeze milioane de locuri de muncă, vor eradica sărăcia și ce vor face? De unde vor aduce? Dar poate au învățat din greșelile trecutului și acum nu mai greșesc. Haideți să vă spun eu din greșelile trecutului. Să nu uităm că toți ai lor sunt cercetați și vor mai fi. Vedeți cazul domnului senator Vosganian și vedeți celelalte cazuri, Elena Udrenco. Să nu uităm, adică cum mai iese și spun noi facem un guvern, îl facem cu cine? Cu ăștia care îi tot pierdem pe drumuri, că s-ar putea să nu mai rămână ei. Și așa nu sunt majoritari, s-ar putea să nu mai rămână ei cu nimeni. Vă spun eu, ar face majoritate doar dacă dintre ai noștri, beți de putere, dar de altfel de putere decât puterea pe care... Domnul Vanghelie un partid și mai... Domnul Vanghelie nu care... vreo 50 de deputați. Vreți părerea mea? Da, acasă aici. Părerea mea este că domnul Vanghelie și domnul Joană nu au putere, nu vor face niciun fel de partid, cel mult duc negocieri cu dreapta, cel mult doar să meargă acolo, dar vreau să vă spun, mă întreb eu și chiar e subiectul ultimei mele declarații politice, cum te mai uiți în ochii alegătorului dacă azi ești stânga, mâine ești dreapta, aceste la nivelul
parlamentar, că dacă e consilier sau primar de mediu rural e altfel, dar la nivel parlamentar, când ai în spate mii de voturi, cum te uiți în ochii alegătorilor când spui că astăzi te-ai gândit, mâine te-ai răzgândit și apoi te-ai dezrăzgândit și te-ai dus la dreapta? Păi se uite că vine acuși campania. Păi dacă vedem numai într-o 16. Campanie și nu vedem în proiecte și nu avem o ideologie și nu mai păstrăm ideologii și nu ne batem în ideologii și în proiecte, ne batem cine cu cine face alianță. Ideea este că puterea de care eu sunt animată ca om politic e puterea cumulului de lucruri și fapte bine făcute. Dacă noi vom reuși să facem proiecte legislative care să îmbunătățească calitatea vieții și a 800 de români și a 1000 de familii de români, asta este puterea pe care politicul trebuie să o dobândească în proiecte. Uitați-vă pe plan local, ce contează? Să ai proiecte. În spate, dacă te uiți, să ai proiecte. Proiectele te recomandă după 4 ani de zile, după un mandat de 4 ani de zile, fie el parlamentar, fie el primar, contează proiectele și contează faptele și contează ce ai lăsat în urmă. Ai la ce te uita în urmă, dacă ai la ce te uita în urmă, știți cum, privești cu mândrie înainte. Nu încheiem fără să vă întreb, vă place cum arată Iașul vis-a-vis de proiecte? Pentru că eu am văzut și opinia cealaltă. Eu ca structură așa sunt liberal. De ce? Pentru că am o profesie liberală, chiar am candidat prin 2008, nu știu ce mi-a trebuit. Dar zic așa, cum încheiem această discuție gândindu-ne la proiectele Iașului, pe care opoziția, că sunt atent cu vorbele, au grijă să vadă și gropile și bordurile mai mari și copacii care mie... secular, dar... Deci, vă spun repede, să știți că și mie mi-ar place în opoziție, cred că nu mi-ar sta la rând să-mi ia autograf, cred că mi-ar prinde chiar mai bine în opoziție, unu. Doi, cred că opoziția la Iași e opoziție doar la nivel declarativ și la declarații politice nu întreabă nimeni, oricum avem o majoritate care, dacă ne vom ține de promisiuni și de proiecte, o vom avea și în continuare. Îmi place cum arată Iașul în comparație cu anii din urmă. Eu, știți ce se întâmplă? M-am uitat că toți cei care judecă Iașul și proiectele Iașului nu sunt eșeni. Bun, dar majoritatea. Majoritatea nu sunt eșeni. Adică cum îți dă mâna să spui că de ăla de unde vine, de nu știu unde, când și tu ești vecin cu el de localitate de unde cum ai plecat. Îmi place așa în comparație cu anii din urmă. E mult de lucru. E și normal ca să tot creștem. Nu, dar e vizibil. Proiect pe proiect, axa culturală. Inclusiv zona industrială, ce se întâmplă cu tramvaiul, cu avem drumul. Atâtea proiecte în desfășurare, plus cu ajutorul lui Dumnezeu, poate că reușim să finalizăm și Octav Băncilă, acolo care e la mine în colegiu și eu aș fi atât de bucuroasă să văd cartierul Dacia și Alexandru legat de centru. Sunt proiecte în desfășurare, sunt foarte multe fonduri europene, așa cum probabil știți, am făcut și administrația locală și făcut economii care pot fi folosite în continuare în infrastructura pe partea noastră de contribuție, dacă vor fi administrativă, sigur că da. Și asta este doar de lăudat. Am deținut an la rând primul loc în absorbția fondurilor europene. Am avut cât? 240 de milioane de euro la Iași? Da. Și nu pot să treci cu vederea îmbunătățirea acestor aspecte. Să știți că eu altfel am avut ani de zile secția la piața Dacia. Strada era așa cum era. Când trec acum, când merg în Dacia la cumpărături, și când trec pe stradă și când văd parcări și când văd blocuri reabilitate și când văd stradă, e o bucurie. E încă foarte mult de refăcut. De exemplu, ne lipsește din aceste investiții, nu s-au făcut în cartierul Mircea, unde eu iarăși sunt interesată. Dar odată cu proiectul Nicolina va fi reabilitat și tot ce înseamnă Cerna și tot parte din cartierul Mircea cel Bătrân. Face parte din proiectele administrației ieșene, dar făcând parte din formațiunea politică pe PSD și administrația ieșeană fiind condusă de PSD, în persoana primarului Gheorghe Nichita, eu mândrie să spun că mie mi-e drag Iașul și am încredere că dacă domnul primar Gheorghe Nichita își va continua proiectele și va fi susținut în continuare de ieșeni, am încredere că Iașul va fi perla României. Să vă audă Dumnezeu, pentru că nu e cineva care să știți nu vrea asta, luptat dar unii o să aibă rezerve, știți să spună, uite, că e prea mult. Mult pentru ca Palatul să primească finanțare. Am avut inițiative, toți
parlamentarii în scenă au avut inițiative. Sigur se va termina, că pentru că alocarea bugetară a fost făcută. Da. Eu am pus de o cafea, e amară că dumneavoastră nu beți cu zahăr, am pus acolo și ciocolata de primăvară. Eu vă mulțumesc. Sunt onorat că ați venit la noi în această zi de sărbătoare. Și sunt bucuroasă că am atins atâtea subiecte, pentru că românii trebuie să vadă și altă parte a politicii și să fie conștienți că poate chiar tacit s-a ajuns aici și pentru că se stă prea mult la televizor și opinia se creează acolo unde nu știu sigur dacă chiar e atât de curată. Până la urmă, construcția e importantă și relația interumană. Numai că, prin exemplu, acestea de politicieni corupți sau, mă rog, prinși cu mâța în sac, a scăzut un pic credibilitatea, mai ales a Parlamentului. Da, Parlamentul e dus în derizor și lumea nu mai are încredere și toate știrile încep cu ei hoții. Da, și atunci e justificată atitudinea aceasta negativistă a multora, mai ales a opozanților. Eu vreau să vă spun, dar nu trebuie să rămânem aici. Eu vreau să vă spun cu mâna pe suflet că sunt și oameni de treabă în Parlament. Oameni care au proiecte și nu e vorba de proiecte personale. Sunt proiecte pentru comunitățile din care vin și atâta ce se mai luptă pentru a îmbunătăți un aspect. Am colege din Valea Jiului și se luptă pentru minere. Am colegă de la Cluj, doamna ministru Aurelia Cristea, care a fost la dialog la social. Botoșani, știu, da, care a fost susținută, doamna Ciofu la Botoșani. Sunt și v-am înșiruit femeile. Nu suntem majoritare, până în 10% suntem femei parlamentari, dar să știți că sunt și oameni de treabă care cu seriozitate reprezintă proiectele comunităților din care vin. Stimați telespectatori, mulțumesc doamnei Cristina Nicheta, deputat PSD, un om de treabă, cer să parafrazez fraza domniei sale, și cu mulțumiri pentru că, iată, am discutat astăzi despre politică și politica locală. Cu mulțumiri că ne-ați urmărit, pentru cei care sunteți acum pe recepție. Petru Făsilă vă spune cele bune. O primăvară frumoasă, dacă va rămâne vremea așa. Dar oricum, astăzi e o zi frumoasă și merită să vă invitați consoarta, prietena în oraș, pentru că Iașiul cel puțin arată foarte bine astăzi. La revedere, un gând bun, sărut până. Vă mulțumesc! O zi minunată! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai.